Mergem mai departe și am ajuns la punctul, deci am ajuns la punctul critic, cum se spune acum. Deci am terminat cu datoria față de cruce. Deci cu datoria față de cruce putem spune așa, toți creștinii din lumea aceasta sunt datori lui Dumnezeu să-L cinstească și să-I mulțumească în toată vremea că I-a creat, că există, că trăiesc, că sunt sănătoși, că le-a dat să vadă lumina soarelui, că le-a dat pâinea cea de toate zile, că le-a dat hrana trupească, că le-a dat lumina și căldura soarelui, că le-a dat inteligența, mintea, lucru care nu o să facă nimeni niciodată. Puțin sunt cei ce zic, Doamne, îți mulțumesc că-s sănătos, sau Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat minte, sau îți mulțumesc că mi-ai dat de toate. Rare ori se întâmplă. Sau cei care o fac, uită să o facă permanent. Acum, cine este datornicul ăsta care este dator la împăratul lui cu 10.000 sau 100.000 de dinari? Asta mă interesează. Deci trebuie să știți că noi suntem aceia. Și am să vă spun de ce. Întorcându-ne în Sfânta Scriptură, vom găsi la Evanghelistul Ioan un citat care spune așa. O zi de-ar fi viața omului nu este fără de păcat. O clipă dacă o trăim și pe ea o greșim. Pentru că suntem supuși păcatului. Spune Panaiotis Nelas în cartea lui, omul animal în Dumnezeu, că atunci când am greșit la rai și am fost dați afară din rai, Dumnezeu ne-a dat o haină din piele, un veston, o tunică. Ei, acel veston sunt simțurile noastre care ne împing la poftă, la lăcomie, la ură, la răutate, la ambiție, la orgoliu, la totalaiul. Dar, clipă de clipă, noi greșim lui Dumnezeu. Și nu îl mai iau pe Teofan Zăurâtul să vă fac o simplă afirmație. Dacă ai băut prea mult, Duhul Sfânt pleacă de la tine. Dacă ai mâncat prea mult, Duhul Sfânt pleacă de la tine. Dacă ai dormit prea mult, Duhul Sfânt pleacă de la tine. Dacă nu te-ai rugat, Duhul Sfânt pleacă de la tine. Dacă ai jignit pe cineva, Duhul Sfânt pleacă de la tine. Deci atât cât de fine sunt păcatele. Să nu credeți că numai dacă ai dat cuiva cu toporul în cap, sau cum mai spun băbuțele la spovedire, Părinte, să-mi fie iertat, eu n-am stricat casa nimănui. Dar ce ești la demolă? Cum să strici casa cuiva? Eu înțeleg ce vrea să spună. Dar eu mă duc la ceea ce spune Mântuitorul. Numai dacă ai văzut cu ochiul și ai poftit, ai prea curvit. Numai dacă ai purtat ură, păcat de moarte ai săvârșit. Deci ne culcăm pe ureche că gata. Chiar mi-a spus într-o zi o fetiță din asta tinerică, să vedea că școlită în ale religiei, dar neșcolită în ale smereniei. Zice, Părinte, eu dacă sunt fecioară și sunt la timpul femeie, pot să intru în biserică, că sunt fecioară. Da, zic că ăsta e un caracter fiziologic și biologic a trupului, nu e nicio problemă. Dumneata, tot necurată ești, pentru că ești la periodul femeiesc. Și ea spune, da, da, sunt fecioară. Zic, da, da, periodul dumitale nu-i mir. Așteaptă afară și ascultă liturghia la difuzor. Și a spus, da, chiar mă simt rănită pe chestiunea aceasta. Păi cu ce mă deosebesc eu de femeie măritată? Și i-am spus, aia nu se mai gândește la bărbat, iar tu te gândești la bărbat. Asta e diferența. Pentru că și tu te vei mărita într-o zi și vei fi ca ea. Nu trebuie să vezi pe cea măritată altfel. Și a spus, atunci nu o să stau la liturghie, faceți cum doriți. Deci, iată încă o formă de a părea că suntem noi periculoși, interesanți, grozavi. Deci, înaintea lui Dumnezeu, mai înainte de a fi creștini, suntem lădițele butucului Hristos. Dacă nu suntem altoiți cum trebuie în El, ne sălbăticim și ne aducem roadă. Ei, un sfânt al bisericii, Ciprian, parcă așa spune, Sfântul Ciprian, spune așa, că afară de biserică nu este mântuire. Deci nu poți să te mântuiești tu aiurea de nebun undeva de capul tău. Că ești pusnic, ești sub ascultarea unui duhovnic, că ești călugăr, ești în mănăstire, că ești creștin, ești la parohie, că ai un preot, că ai un preot de mănăstire, că ai un episcop, deci te supui cuiva ierarhic, prin care arăți că ești în comuniune cu biserica, ești altoit în butucul lui Hristos. Dar asta nu înseamnă că păstrând cele elementare, deja ești sfânt.
Deci toți putem greși în fiecare clipă. De aceea când ne spovedim, spune greșeli cu gândul, cu lucru și cu cuvântul. Și cu voie și fără de voie. Și cu știință și cu neștiință. Ce înseamnă păcate cu neștiință? Înseamnă păcatele despre care tu nici nu știi că sunt păcate, dar stau asupra ta, planează, tu nu știi de ele. Dar le șterge Dumnezeu la moliftă prin dezlegarea duhovnicului când îți pune epitrafirul în cap la spovedanie. Ce vreau însă să știți? Un lucru foarte fin. Acei 10.000 de talanți, sau câți ar fi fost ei, 100.000, sunt mulțimea datoriilor noastre față de Dumnezeu că nu am fost pedepsiți pentru fiecare păcat în parte. Și aici folosesc din nou aceeași metaforă care am spus-o de atâtea ori. Aduceți-vă aminte că bătrânul strămoș Adam, când era copil în rai și tânăr, că și el a fost copil ca noi, când l-a creat Dumnezeu era tânăr și frumos, vârsta de plină, maturitățe. Nu l-a făcut în fașă și nu l-a făcut de 80 de ani. Ei, acest strămoș al nostru Adam a fost făcut cu o minte și cu o inteligență pe care noi o vom mai primi-o după moarte. Când vom vedea viața ca într-o oglindă, când vom vedea dumnezeirea nu în ghicitură, ci față către față, și vom da răspuns de toate păcatele noastre mărunte și neștiute. Ei, iar mulțimea acestor păcate pe care noi acum nu le vedem, sunt mulțimile de canoane pe care ar trebui să le facem pentru fiecare păcat în parte, repet, și pe care Adam, pentru un singur păcat, a făcut 5.000 de ani de pocăință în fundul iadului, plângând de lipsa prezenței lui Dumnezeu, doar pentru că a ascultat de femeie și a mâncat din măr, în pomul binelui și răului, să nu-i spunem măr, e un termen european. Deci a gustat din pomul cunoștinței binelui și răului și în felul acesta l-a întristat pe Dumnezeu, că și el s-a făcut un mic Dumnezeu, dar după sfatul diavolului. Ei, această greșeală, gustarea dintr-o o singură mușcătură de fruct, l-a dus în iad 5.000 de ani, oare cât trebuie să stăm noi în iad pentru toate păcatele de zi cu zi? Și să le luăm așa, lenea, mândria, zgârcenia, lăcomia, răutatea, ambiția, curvia, desfrânarea, păcate capitale, strigătoare la cer, de moarte, e pe câte sunt ele. Hule! Ar trebui să stăm permanent. Dar constatăm la înfricoșata judecată că suntem iertați, că suntem dezlegați și mântuiți. Și atunci ce spune Nicodima Ghiorâtu și ce spun cuvioșii părinți care scriu despre pocăință, cum ar fi de pildă Efrem Siru? Că atâta slavă va fi în cer când ne vom mântui și vom fi iertați de păcatele noastre, că vom fi copleșiți de marea dragoste a lui Dumnezeu. Cât de multe păcate am avut și noi nici n-am știut de ele și cât de mare e mila Lui că ne-a iertat și ele nu mai au nicio valoare și noi le vedem. Că spune Efrem Siru, câte păcate ai făcut, atâta dragi vin la moartea ta. Vă dați seama câte herghelii ar fi aici deasupra Iașului, ar fi cum șciorile alea care vin așa în colonii și nu mai pot scăpa de ele. Ar sta miliarde de miliarde de dragi. Ei, totuși ei există. Ne veghează, ne păzesc, ne stăpânesc, ne chinuiesc. Noi nu-i vedem, nu ne dăm seama. Dar le repetăm tot timpul jocul. Tot timpul. Ba fumăm, ba înjurăm. Ba mâncăm un post de dulce, ba nu ne spovedim. Ba facem rău la altul, ba turnăm.